Consider că Volkswagen Golf este unul dintre cele mai importante modele auto fabricate vreodată. Așa că astăzi îi vom urmări evoluția. Nu va fi un clip scurt, dar veți avea la îndemână capitole pe care puteți să le selectați dacă vreți să vedeți informații doar despre o anumită generație. Cu siguranță nu voi putea acoperi absolut totul despre acest model legendar. Sunteți bineveniți să adăugați informații în comentarii, ne-ar ajuta pe toți să aflăm cât mai multe. Acestea fiind zise, așezați-vă confortabil și hai să aflăm împreună mai multe despre istoria lui Volkswagen Golf. Până să începem, te invit să te abonezi, ne ajută foarte mult, la fel cum ne ajută și cei de la Techstar, producători de sisteme de frânare ce acoperă 99,7% din piața europeană de mașini. Techstar acoperă un număr de vehicule mai mare decât orice altă marcă de sisteme de frânare de pe piața aftermarket. Înainte să vorbim despre Golf, trebuie să știm cam cum era lumea înainte să apară acest model în 1974. După al doilea război mondial, industria Germaniei nu era deloc la un nivel ce să-i permită performanța. În 1945, orașul Wolfsburg și fabrica Volkswagen erau în paragină. Iar în mai puțin de 10 ani, aici se produceau jumătate dintre toate mașinile utilizate în Germania. Și pe lângă asta, germanii reușiseră să se și impună pe plan european. Știți, vorba aceea, neamțul-i neamț, dacă își pune ceva în minte, de obicei reușește. Compania Volkswagen a fost înființată de statul german, dar în anii 60, guvernul a ales să facă ceva ce nu era obișnuit în acea perioadă. A denaționalizat o parte din acțiunile Volkswagen, adică statul a vândut către publicul larg circa 60% din acțiunile Volkswagen. Mașina poporului era ținută în viață de popor. În aceeași perioadă, Volkswagen a cumpărat de la Daimler-Benz Auto Union, ceea ce noi cunoaștem astăzi ca fiind Audi. După succesul pe care Volkswagen l-a avut cu Käfer, compania își plănuia deja următoarea mișcare. Știa că are nevoie de o mașină ieftină, ușor de întreținut, dar cu caracteristici moderne. Tracțiunea față era un element modern la vremea aceea, îți permitea să ai mai mult spațiu la interior, dar și în portbagaj, și oferea mai multă siguranță șoferilor ce conduceau pe drumuri mai puțin calitative cu anvelope nedezvoltate. Încă din anii 50, Volkswagen începuse să caute un înlocuitor pentru Käfer. Volkswagen EA47 este un astfel de prototip ce trebuia să înlocuiască modelul de succes al germanilor. EA venea de la cuvântul ăsta, care înseamnă ordinea de dezvoltare. În 1968, Volkswagen începea să dezvolte prototipul EA276. Acesta era un concept revoluționar. Hatchback cu 3 uși, tracțiune față și un motor răcit cu aer amplasat în față. Vă sună cunoscut? Din păcate, acest proiect a fost abandonat după moartea lui Heinz Nordhoff, director general Volkswagen între 1948 și 1968. 20 de ani a fost director acest domn. Gândiți-vă cum se schimbă oamenii din conducere în zilele noastre. În 1969, Volkswagen cumpără NSU, o altă companie producătoare de mașini din Germania și o integrează în Audi. Înainte ca NSU să fie cumpărată, compania dezvoltase o platformă cu tracțiune față, care avea să ajungă pe piață sub numele de Volkswagen K70. Volkswagen K70 a fost primul Volkswagen cu tracțiune față, motor amplasat frontal și răcire pe apă. Era un sedan, deci nu era un Golf. Însă în același an, Volkswagen pregătea prototipul EA337. Platforma era cu tracțiune față și tehnologie de la Audi. E, ăsta mai semăna a Golf. Techstar oferă sisteme de frânare de mai bine de 100 de ani. Bineînțeles că a fost acolo când s-a lansat Golf, așa că în Breakbook, catalogul tuturor sistemelor de frânare Techstar, o să găsim și referințele primului Golf din 1974. În 1969, Kurt Lotz, actualul director general Volkswagen de la vremea aceea, și Gerhard Gumpert, importatorul Volkswagen din Italia, vizitau salonul auto de la Torino. Pentru că erau mari pasionați de mașini, au ales 6 dintre cele mai frumoase mașini pe care le-au văzut la salon. 4 din acele 6 erau deserate de Giorgetto Giugiaro. E, ia ghiciți cine a fost invitat în ianuarie 1970 la Wolfsburg pentru a lucra la designul prototipului EA337. Pentru că EA337 nu ar fi impresionat pe nimeni, s-au ales mai multe variante de nume, printre care Blizzard și Caribe. Dar a rămas cel mai simplu și elegant, Golf. Producția a început în martie 1974, iar vânzările în mai același an. Deși Passat și Scirocco
fuseseră deja lansate, Volkswagen știa că Golful avea să fie locomotiva vânzărilor, fiind un model mai accesibil. Pentru a dovedi calitatea și fiabilitatea noului model, două Golfuri au fost conduse de pe 2 octombrie 1974 până pe 14 ianuarie 1975, circa 30.000 de kilometri, între Fairbanks, Alaska, până în Tierra del Fuego, în America de Sud. De la minus 30 de grade la plus 30 de grade, noul model al germanilor a mers brici. În ciuda acestui lucru, Golful a avut aer condiționat abia în 1975, când la mașina anului în Europa, Golful a luat locul 2, după Citroen CX. Un alt model impresionant pentru acele vremuri. Toate motoarele erau în 4 pistoane răcite cu apă, dar în primii ani de producție s-au utilizat carburatoare Zenith. Motoarele pe benzină de 1.1 și 1.3 litri dezvoltau 50 respectiv 60 cai putere, iar motoarele de 1.5 și 1.6 dezvoltau 70 respectiv 75 cai putere. Erau două dieseluri de 1.5 și 1.6 ce dezvoltau 50 și 54 cai putere, dar era disponibil și un turbo diesel 1.6 de 70 cai putere. În funcție de motorizare, puteai opta pentru cutie manuală în 4 sau 5 trepte sau o automată în 3 trepte. De obicei, motorizările mai puternice primeau transmisiile cu mai multe trepte. În 1973, aproape de finalul producției lui Beetle, Volkswagen a lansat Beetle GSR, un model care nu a fost primit foarte bine de politicienii vremii pentru că invita publicul să conducă agresiv. Din cauza acestui eșec, nimeni de la Volkswagen nu avea chef de încă o mașină rapidă. Nimeni în afară de niște oameni, aceștia, nu voi încerca să le pronunț numele, pentru că sunt niște nume complicate, dar fiecare dintre ei a pus acolo o cărămidă în construirea acestui zid numit Golf GTI. Echipa a ales să utilizeze ca bază motorul de 1.6 benzină, cel mai puternic pe care îl aveau la dispoziție. I-au oferit injecție Bosch KG-Tronic, au mărit raportul de compresie, au adăugat ceva magie și în 1975, la salonul auto de la Frankfurt, Volkswagen prezenta noul GTI. Transmisie în 4 trepte, abia în 79 avea să primească o cutie cu 5 trepte. Mașina era cu 15 mm mai joasă decât un Golf normal și cel mai ușor era să o recunoști după nuca de la schimbător, care semăna cu o minge de Golf. Cântărind doar 800 de kilograme, GTI-ul atingea suta în circa 10 secunde. Iar după 1982, Volkswagen a oferit lui GTI cel mai dezirabil motor, 1.8-ul, ce putea fi împerecheat doar cu o cutie manuală în 5 rapoarte, atingând suta în 9 secunde. Dar asta nu era tot. Micul GTI era extrem de manevrabil grație suspensiei semi-independente de pe spate și al celei McPherson de pe față. Observând succesul noului model, germanii și-au permis să experimenteze puțin, astfel că Golf 1 a fost oferit în 3 uși, 5 uși, cabrio, pick-up și chiar și o variantă electrică numită Electro-Golf. Au existat prototipuri de Golf 1 hibrid ce utilizau pe lângă motorul termic unul electric de 5 kW hibrid și în 1983 Volkswagen a arătat lumii întregi Sea Golf, un model decapotabil ce putea pluti pe apă și a reușit o viteză impresionantă de 40 de km pe oră pe lacul de la Wörthersee. Între 1974 și 1983 acest model a fost produs în Germania și a făcut istorie, producătorul reușind să vândă circa 7 milioane de Golfuri în toată lumea. Acest număr include toate derivatele Golfului, adică Jetta, care era identică din punct de vedere structural, de exemplu. Atât de important a fost acest model pentru lumea întreagă, încât Golf 1 a fost produs în Africa de Sud din 1984 până în 2009. Acestea fiind zise, era timpul pentru o schimbare. În septembrie 1983 a început producția pentru Golf 2. Noua generație crescuse în dimensiuni, fiind cu 180 de mm mai lungă decât cea precedentă. Masa crescuse și ea, cu circa 120 de kg, iar designul exterior n-a mai fost făcut de Giugiaro, ci de Herbert Schäfer, designer Volkswagen, care a încercat să păstreze liniile inițiale, dar să ofere mașinii forme mai rotunjite și un volum mai mare. Din acest motiv, Golf 2 avea să primească în 1989 un facelift care oferea o bară față ce părea supradimensionată și o bară spate ce părea că ar putea opri un tren. Da, ați ghicit. Techstar oferă componente pentru sistemul de frânare al tuturor variantelor de Golf 2, inclusiv GTI.
O poveste interesantă despre Golf 2 vine din Marea Britanie. În 1986, Beastie Boys lansau videoclipul pentru melodia You Gotta Fight For Your Right To Party. În acest videoclip, Mike D, unul dintre componenții trupei, apare cu un lanț la gât de care stă atârnată o siglă Volkswagen. Mulți cântăreți aveau să-i copieze de-a lungul timpului ideea, dar și mai interesant este că în Marea Britanie a fost atât de apreciat clipul încât oamenii legii se confruntau cu un nou val de infracțiuni. Tinerii furau siglele mari de pe Golf 2 și le purtau la gât. Pentru a rezolva problema, oficialii Volkswagen au dat următorul anunț în presă. Dacă vrei o siglă Volkswagen, sună-ne și ți-o trimitem pe gratis. Nu trebuie să o furi de la mașina vecinului. Marketing făcut cu inteligență. Inițial, motorul cel mai mic disponibil era 1.3 benzină în 4 pistoane, dar mai târziu a fost adăugat și un motor de 1 litru, tot în 4 pistoane. Acesta se pare că era disponibil mai mult în Italia și Grecia. Evident, au existat 1.6, 1.8, cunoscutele diesel 1.6. Ca transmisii puteai să alegi 4 sau 5 trepte manual sau 3 trepte automat. În afară de tracțiunea față, puteai opta și pentru un Golf cu tracțiune integrală, numit Golf Syncro. Practic, primul Golf cu tracțiune integrală. Un model foarte popular în zonele montane era Golf Country. Mașina era construită de Steyr Daimler Puch și își începea viața ca un Golf Syncro normal în 4 uși. Syncro era sistemul de tracțiune integrală utilizat în acele vremuri de constructorul german. Caroseria lui Golf Country era ridicată, circa 120 de mm, cutia și motorul erau coborâte pentru a menține centrul de greutate jos și la exterior mașina primea un bullbar în față și o roată de rezervă montată la exterior pe haion, așa cum aveau toate mașinile de off-road serioase din acea vreme. Golf 2 GTI a avut și el două variante, la fel cum a avut și Golf 1 GTI, doar că Golf 2 a avut tot timpul aceeași capacitate, 1.8 în 8 valve, 112 cai putere și în 1986 1.8 în 16 valve și a dezvoltat 139 cai putere. Injecția utilizată era tot cajetronic, dar mai târziu Golf GTI în 8 valve a trecut la injecție complet electrică Digifant. În ciuda celebrității modelelor GTI, nu acestea erau cele mai puternice din familia Golf 2. Golf 2 G60 era un model cu 160 de cai putere ce utiliza o variantă mult modificată a 1.8-ului de pe GTI, oferind și supraalimentare cu compresor mecanic. Superchargerul oferea mai mult cuplu, mai multă putere, făcând Golf 2 să mănânce asfaltul. A existat și un Golf 2 Rally, o variantă de omologare pentru raliu, dar până a scos Volkswagen mașina, regulile grupei au fost modificate astfel că modelul nu ar fi avut deloc succes, așa că au vândut-o ca mașină de stradă. Totuși, cel mai puternic Golf 2 de fabrică a fost G60 Limited. Și când zic Limited, 71 de exemplare s-au făcut. Mașina aceasta utiliza compresorul și tracțiunea integrală Syncro pentru a atinge suta în 6 secunde. Golf 2 G60 Limited a fost atât de puternic încât abia în 2003 a existat un Golf mai puternic. Se numea Golf 4 R32. Deși nu a fost la fel de popular precum predecesorul său, Golf 2 a reușit să vândă circa 6,3 milioane de exemplare. Golf 2 a cimentat în mințile oamenilor ideea de hatchback, mașină compactă, dar în care puteai căra mobilă dacă rabatai bancheta spate. Îmi aduc aminte și acum că vecinul meu avea un Golf 2 diesel negru, care suna foarte urât când pornea dimineața, dar asta nu l-a împiedicat să meargă cu 160 de km pe oră cu acea mașină care nu inspira prea multă încredere și avea 70 de cai putere. Țin minte că mi-a arătat o filmare făcută cu un telefon Siemens din acela care avea cameră detașabilă și filmarea era atât de proastă încât nu-mi dădeam seama ce viteză indica acul vitezometrului, dar el mi-a spus că a mers cu 160, așa că am crezut pe cuvânt. Volkswagen Golf 3 a fost primul Golf care a eliminat complet carburația din motorizările sale. Orice Golf 3 îți luai, aveai injecție, ceea ce era important în vremurile acelea când iernile chiar erau grele, iar carburatoarele trebuiau să primească o mentenanță serioasă. A treia generație a fost produsă din 1991 până în 98, sau 2002 dacă luăm în calcul faptul că versiunea decapotabilă a mai rezistat un pic pe piață. Marele avans cu Golf 3 era din punctul de vedere al siguranței. Începând din 1992, mașina a avut airbag-uri frontale, iar din 96, generația aceasta a primit airbag-uri laterale, aceasta fiind prima apariție a acestei tehnologii pe un model Golf.
Și dacă tot vorbim despre siguranță, trebuie să știți că frânarea Premium Techstar s-a găsit și pe Golf 3. Plăcuțe de frână și discuri au existat chiar și pentru versiunea de top VR6 cu motor de 2,9 litri, deci mult de muncă pentru Techstar. Golf 3 a fost prima generație care a avut cruise control sau motoare în 6 pistoane. Cuvântul de ordine pentru Golf 3 este cu siguranță avans tehnologic. Deja la a treia generație, germanii știau că au un model de succes, așa că au început să experimenteze cu caroserii diferite. În 93 a fost lansat primul Golf Break, model care a avut atât de mult succes încât toate golfurile ce urmau aveau să aibă o variantă variant. Dar nu toate experimentele au fost unele de succes. În muzeul Volkswagen poți vedea Golf A59. A59 trebuia să fie cel mai puternic Golf făcut vreodată până la acea vreme. Tracțiune integrală, motor turbo de 2 litri, de 275 de cai putere și roll cage din fabrică. Modelul a fost creat pentru a câștiga campionatul mondial de raliu din 94, dar nu a ajuns niciodată să concureze, fiind un proiect anulat din cauza costurilor foarte mari de dezvoltare. Modelul utiliza un Golf 3 sincro la bază și a fost dezvoltat de o companie numită Schmidt Motorsport din Germania, aceasta fiind compania care pregătea Audi-urile pentru DTM la acea vreme. Și dacă tot suntem la versiuni speciale, hai să vorbim despre Arlechin. Golf 3 a fost primul Golf care a avut o variantă Arlechin, dar nu a fost primul Volkswagen Arlechin. În anii 60, Volkswagen lansa o reclamă care arăta un Beetle cu elemente de caroserie colorate diferit. Reclama voia să arate oamenilor un singur lucru, că piesele se puteau schimba între ele cu ușurință, indiferent de anul de producție al Beetle-ului tău. Dacă aveai Beetle din 58, puteai să pui aripă de Beetle din 64. Utilizând aceeași idee, dar cu un alt scop, în 95, Volkswagen lansează primul Polo Arlechin, inițial producând 1000 de modele, apoi încă 2800 pentru că cererea era mare. Ideea a fost propusă de Ferdinand Piech, unul din cei mai influenți oameni din conducerea Volkswagen, atât de influent încât ar trebui să fac un video doar despre el, ca să vedeți cine era și ce îi putea mintea. După succesul lui Polo Arlechin, a venit momentul și lui Golf Arlechin, producția fiind limitată tot la aproximativ 3000 de exemplare. Interesant este modul în care erau construite mașinile. Inițial se construia mașina cum s-ar fi făcut în mod normal pe linia de producție într-o singură culoare și apoi se începea amestecarea componentelor. În mod evident, germanii aveau un algoritm prin care se asigurau că nicio mașină nu avea două componente de aceeași culoare. Din punct de vedere al motorizărilor, Golf 3 a continuat să aducă noutăți în gamă. A fost primul Golf cu motor în 6 pistoane, primul cu injecție directă pe motorină, ceea ce noi cunoaștem azi ca fiind sistemul TDI. Motorul de bază era un 1.4 de 55 sau 60 cai putere, apoi se trecea la un 1.6 de 75 sau 100 cai putere. E interesant acest motor pentru că atunci când s-a modificat puterea, s-au schimbat puține lucruri. S-a mărit alezajul, dar cursa pistonului a fost micșorată pentru a se păstra capacitatea. Raportul de compresie a fost mărit și sistemul de injecție a fost schimbat de la unul Magneti Marelli la unul Bosch sau Siemens în funcție de anul de producție. Numărul de valve a rămas la 8, dar motorul acum dezvolta cu 25 mai mulți cai putere. Atenție, vorbim de un motor fără turbină, da? Motoarele 1.4 și 1.6 erau disponibile doar cu cutie manuală în 5 trepte, dar următorul motor, 1.8 atmosferic, era disponibil și cu cutia automată în 4 rapoarte. 1.8 dezvolta 75 sau 90 de cai putere și putea fi avut și în variantă sincro, tracțiune integrală. Ca să încheiem deocamdată cu benzinarele, târziu a devenit disponibil și un 2.0 de 115 cai putere, care avea și variantă sincro, dar nu putea fi împerecheat cu o cutie automată. 2.0 de 115 cai a fost vândut și ca variantă GTI, dar nu era cel mai puternic GTI, întrucât această variantă de 115 cai putere avea doar 8 valve. La dieseluri era aparent simplu, o singură capacitate, 1,9 litri, dar mai multe variante de putere. Puteai să ai 1.9D, 65 cai putere, nu foarte eficient. În ultimii ani de producție, Volkswagen a lansat 1.9SDI, acest acronim venind de la Suction Diesel Injection. Sistemul SDI era mult mai eficient și era preferat pentru aplicațiile în care nu conta atât de mult performanța, cât conta fiabilitatea. 1.9D era cu injecție directă, dar nu la fel de eficient precum 1.9SDI. De aceea germanii
au gândit această nouă denumire SDI pentru motoarele diesel ce nu utilizau turbină. Trecem acum la motoarele turbo diesel. Golf GTD era cel mai slab, dezvoltând 75 cai putere și atingând 100 în 15 secunde. Următorul 1.9 TDI era 90 de cai putere și putea fi avut și în variantă sincro, iar cel mai puternic era TDI-ul de 110 cai putere. Disponibil în ultimii ani de producție, această motorizare propulsa Golf 3 de la 0% în 11.4 secunde. Dar acum să vorbim despre Golfurile 3 pe care ne le doream cu toții, VR-urile și GTI-ul. După cum v-am spus mai devreme, GTI-ul avea două variante, una de 115 cai putere și 8 valve și cea râvnită de toți, 2.0 atmosferic, 16 valve, 150 cai putere. Această versiune atingea 100 în 8.3 secunde, dar nu avea elemente de suspensie diferite față de GTI-ul mai slab, dovadă că Volkswagen dezvoltase acest șasiu pentru a accepta mai mulți cai putere și chiar mai multă masă. Ajungem la motoarele VR. Pentru început, motoarele VR sunt motoare în V cu un unghi foarte mic în funcție de configurație. Motoarele VR de la Volkswagen au un unghi între cilindri între 10.5 și 15 grade. Ca o comparație, V6 Busso de la Alfa Romeo are un unghi de 60 de grade. Partea bună la motoarele VR este că erau mai compacte decât un motor în V clasic, deci ocupau mai puțin spațiu, ceea ce le făcea perfecte pentru un hatchback precum Golf. De asemenea, motoarele VR necesitau o singură culoasă, ceea ce le făcea și mai ieftin de produs și întreținut. În același timp, motorul VR adăuga mai multă masă. Golf 3 GTI 2.0 16 valve, 100 în 8.3 secunde. VR6 de 2.8 de 174 cai putere, 100 în 7.8. Diferența de performanță nu era prea mare, dar Volkswagen a rafinat cât a putut această rețetă. În 94 a apărut VR6 de 2.9, 190 cai putere sincro. Dar pentru că sistemul de tracțiune integrală era greu, motorul era și el greu, 0-100, 7.5 secunde. Practic nici măcar nu era cu o secundă mai rapid decât GTI-ul, dar era mult mai scump. Din aceste motive, GTI-ul a fost mult mai popular, deși motorul VR6 în 12 valve are un sunet absolut superb. Volkswagen Golf 3 a câștigat premiul Mașina Anului în 1992, fiind primul Volkswagen care a câștigat vreodată acest premiu. În total, circa 4.8 milioane de Golf 3 au fost vândute, un număr mai mic decât ceea ce reușise generația anterioară, dar asta nu face din Golf 3 un model mai puțin important. Acestea fiind zise, generația următoare avea să ia toate ideile de la Golf 3 și să le desăvârșească. Când Volkswagen a lansat Golf 4 în octombrie 1997, știa exact ce voia să facă cu noua generație. Să-i îmbunătățească materialele, designul și finisajele pentru a face noul Golf să pară o mașină mai scumpă decât era de fapt. Golf 4 nu trebuia să iasă prea mult în evidență, dar trebuia să prezinte cumpărătorilor o evoluție vizibilă. Oamenii trebuiau să vadă în noua generație o mașină complet nouă, construită pe o nouă platformă, platforma PQ34 sau A4. Golf 4 nu a împrumutat nimic de la predecesorul său, nici măcar un element de caroserie, nimic. Parabrizul era mai drept, luneta era la un unghi mai mare, plafonul mai lung, totul pentru a da o senzație de dinamism, dar fără a ataca ochiul privitorului. Generațiile anterioare se bucurau de linii drepte și suprafețe plate, dar generația a patra era mult mai ușor de privit. Până și Giorgio Giugiaro, cel care desenează primul Golf în 74, a fost impresionat de noua generație, spunând că mașina are un design pur redus la esențial. Un element de design interesant, Golf 4 a fost primul Golf care a avut plăcuța de înmatriculare din spate, încastrată în bara spate și nu între cele două stopuri. Datorită tuturor motivelor enumerate mai sus, dar și a multor altora, Golf 4 a fost multă vreme generația mea preferată din punct de vedere al designului. Poate pentru că am jucat prea mult Underground 2, poate pentru că am crescut în perioada când aceste mașini erau noi și frumoase, dar Golf 4 a fost pentru mine unul dintre cele mai coerente designuri ce au purtat vreodată numele Golf. Dimensiunile erau aproape perfecte și permiteau privitorului să vadă mașina așa cum și-o dorea el. Dacă erai un familist convins, o vedeai ca o mașină perfectă de mers în vacanță. Dacă erai amator de senzații tari, nu ți era greu să vizualizezi GTI-ul. Iar dacă erai complet dus cu pluta, ei bine, Golf 4 a arătat lumii întregi ce înseamnă Golf R32. Ia ghiciți cine furniza discuri și plăcuțe pentru primul R32. Ați ghicit?
Techstar. Fiind o generație nouă, trebuia să reflecte cerințele de siguranță și tehnologie ale vremurilor. Astfel, Golf 4 a fost primul cu SC, sistem de control al stabilității, bine cunoscut și utilizat de toate mașinile din zilele noastre. Golf 4 a fost primul cu tracțiune integrală cu diferențial Haldex. E vorba de 4Motion. Volkswagen a simțit nevoia să schimbe denumirea veche, Syncro, pentru că tehnologia avansase și acest lucru trebuia să se reflecte în sigla pe care o aveai pe mașină. Dacă pe portbagajul lui Golf 4 ar fi scris tot Syncro, la fel cum scria la Golf 3 cu tracțiune integrală, oamenii nu ar fi înțeles că e vorba de o tehnologie complet nouă. Syncro era un sistem de tracțiune integrală permanentă ce utiliza un diferențial central care asigura un raport de putere de 50% pentru fiecare punte. 4Motion nu asigura tracțiune integrală permanentă, ci doar atunci când simțea că e nevoie de putere la puntea spate. În rest, mașina angrena doar puntea față. Din acest motiv, Golf 4 4Motion era mult mai eficient decât Golf 3 Syncro. Dar sistemele Syncro erau mai robuste și mai adecvate utilizării off-road. Cei de la Volkswagen au înțeles un lucru. Nimeni nu făcea off-road extrem cu Golful, așa că sistemul 4Motion avea să fie perfect pentru noul model și tipul de utilizator care avea să cumpere această mașină. Golf 4 a fost primul care a avut cutie manuală în 6 rapoarte, faruri cu xenon, sistem de navigație și o caroserie complet galvanizată. De asemenea, a fost prima mașină de serie din lume care a avut o cutie dublu ambreiaj. Nu Porsche, nu Lamborghini, nu Ferrari, Golf 4. Doamnelor și domnilor, în 2003, pe vestitul Golf 4 R32 și-a făcut apariția DSG-ul, cutia automată dublu ambreiaj. Hai să aprofundăm. Mai țineți minte Golf 3 A59 de mai devreme? Un model atât de nebun încât nu a ajuns vreodată în producție? E, la un moment dat, germanii și-au permis să fie nebuni. Golf 4 R32 utiliza un motor de 3,2 litri, aspirat natural, configurație VR6, deci V6 compact cu unghi de 15 grade între pistoane, 24 de valve, 240 cai putere. Modelul împărțea motorul, dar și multe alte componente cu Audi TT, care la vremea aceea era un design revoluționar. Mașina utiliza noul sistem de tracțiune integrală 4Motion pentru a pune toată puterea pe asfalt și puteai opta pentru o cutie manuală în 6 rapoarte sau pentru automata DSG, noua inovație a momentului. Versiunea cu cutie manuală atingea 100 în 6,6 secunde, DSG-ul 6,4. Asta făcea R32-ul să fie mai rapid decât un Ferrari 308 GTB. Toate aceste elemente au transformat Golf 4 R32 într-un model legendar. Ca idee, există acum pe mobile.de un Golf 4 R32 de vânzare. Stă de 2 ani, vopseaua este în stare precară, nenmatriculat, fără interior, fără scaune sau banchetă spate, 200.000 de kilometri, 11.000 de euro. Asta ca să vă faceți o idee de valoarea istorică a lui Golf 4 R32 și cât de mult va crește în valoare această mașină. La fel de important, dar cu mai puțin cai putere, era și GTI-ul. Golf 4 GTI a venit cu un aer mai matur, fără a atrage atenția asupra sa cum o făceau predecesorii săi. Golf 4 GTI este singurul GTI care nu are o linie roșie în partea din fața a mașinii, element de design ce devenise definitoriu pentru modelul sportiv până atunci. Toate celelalte GTI-uri ce aveau să vină după generația a patra aveau să aibă linia roșie pe grilă, dar Golf 4 GTI s-a vrut a fi mai subtil. Pentru prima dată GTI-ul avea toată bara față în culoarea caroseriei și logo-ul GTI își mutase poziția pe stânga unde a rămas până în zilele noastre. GTI-ul de generația a patra nu a fost atât de incitant de condus când a apărut pe piață, mai ales că 1.8-ul turbo cu 20 de valve dezvolta 150 cai putere, adică circa 8,5 secunde până la 100, utilizând cutia în 5 rapoarte. Pe lângă asta, revistele din acea vreme spuneau că mașina este mai mult concentrată pe confort și nu mai oferă aceeași senzație ca Golf 3 GTI care utiliza acel 2.0 atmosferic și dezvolta tot 150 de cai putere, dar era o plăcere să turezi acel motor până la peste 6.000 de rotații pe minut. Ba mai mult de atât, Golf 3 era, se pare, un pic mai rapid decât Golf 4 până la 100. Cu Golf 4 GTI, Volkswagen a vrut să creeze un GTI pentru adulți, un GTI pentru oameni serioși și sobri. Doar că acei oameni își l-au pasat, astfel că Golf 4 GTI avea nevoie de o minune. În 2001, Volkswagen lansa Golf GTI 25th Anniversary, vrând să comemoreze 25 de ani de la nașterea lui Golf GTI.
pentru că era un moment important, nu puteau să facă lucrurile doar pe jumătate. Astfel că modelul primea acum cutie manuală în 6 rapoarte, scaune Recaro, o suspensie mai dură, discuri de frână mai mari și, cel mai important, încă 30 de cai putere, ajungând astfel la 180 de cai și un sprint de 7,9%. Partea și mai bună este că am găsit câteva clipuri pe net în care un Golf 4 GTI cu 180 de cai reușește sprintul chiar mai repede. Cei care filmau spun că mașina e stock, dar bine, nu am de unde să știu exact. Un lucru e cert, Golf 4 GTI de 180 de cai reușea să impresioneze acolo unde varianta cu 150 te putea lăsa rece. Și în zilele noastre, Golf 4 GTI este un model căutat, mai ales cel cu 180 de cai putere și cutia în 6 trepte. Dar nu existau doar motoare de performanță, să nu uităm că punctul forte al Golfului a fost întotdeauna versatilitatea. Printre motorizări se numărau și unele ce sunt și astăzi celebre și aici vreau să mă opresc puțin asupra dieselurilor. La fel ca la generația anterioară, toate dieselurile erau 1.9. Varianta de bază era 1.9 SDI, fără turbină, 68 cai putere, dar acele mașini încă mai sunt pe străzi și astăzi, funcționând doar cu un schimb de ulei și consumabile la odată la 15 ani. Un alt diesel celebru de pe Golf 4 este cel mai puternic, anume RL-ul Pompidou, ce dezvolta 150 de cai putere și 320 Nm cuplu. Sistemul Pompidou sau pompă injector de la Bosch avea să fie utilizat în multe motoare diesel de la Volkswagen, oferind un design compact și consum redus. Acestea fiind zise, cel mai celebru diesel de pe Golf 4 este fără îndoială LH-ul. Bloc motor de fier, fără sisteme complicate Pompidou, un singur ax cu came, EGR, 90 cai putere și 210 Nm cuplu la 1900 de rotații pe minut. De ce era un diesel perfect? Pentru că nu avea sisteme complicate, dar era îndeajuns de modern încât să pornească cu ușurință când era frig afară și să asigure un consum de carburant extrem de mic. Nu era nici pe departe atât de lent precum un SDI, dar reușea să fie aproape la fel de fiabil. Acum că v-am intoxicat cu diesel, hai să vorbim despre benzină. Ca și la varianta anterioară, motorul de bază era 1.4 benzină, dar acum cu 16 valve, ceea ce aducea putere la 75 cai putere. Urma apoi 1.6 benzină, 101 și 102 cai putere în varianta cu 8 valve și 105 cai putere în varianta cu 16 valve. Dar cel mai puternic 1.6 era motorul FSI, acest acronim venind de la Fuel Stratified Injection, adică injecție directă. În prezent, majoritatea mașinilor pe care le vedem noi pe stradă au injecție directă, dar în 2002, când a fost lansat 1.6 FSI, era super tehnologie. Motorul avea 16 valve și dezvolta 117 cai putere, dar germanii știau că tehnologia nouă avea voie de timp până când va câștiga încrederea publicului. Prin urmare, în același timp, dealershipurile vindeau 1.6 FSI de 117 cai putere și 2.0 cu 8 valve, ce dezvolta 116 și avea un pic mai mult cuplu. Motoare aproape identice din punct de vedere al performanțelor, dar vast diferite din punct de vedere al tehnologiei. Important era că Volkswagen nu voia să-și alieneze clienții. Dacă n-aveai încredere în tehnologia nouă, nu erai obligat să aderi la ea. Poate că Volkswagen din zilele noastre ar avea ceva de învățat de la Volkswagen de acum 20 de ani. 1.8-urile veneau cu 20 de valve, în varianta fără turbină, 125 cai putere, iar variantele cu turbină erau cele GTI, 150 și 180 cai putere. Și acum ajungem la motoarele care sună foarte bine. Cele peste 2 litri și cu mai mult de 4 pistoane. Poate unul dintre cele mai ciudate motoare făcute vreodată, dar care sună aproape ca un Lamborghini, motorul V5 de pe Golf 4 a avut două variante. Cea de bază V5 cu 10 valve, 150 cai putere și update-ul din anul 2000, VR5, 20 de valve, 170 de cai putere. Să ne înțelegem, GTI-ul de 180 de cai putere era mai rapid decât ambele VR5-uri. Dar sunetul acestor motoare rămâne neegalat până în zilele noastre. Nici măcar motoarele 5 în linie de la Audi nu se aud la fel. VR5 se aude ca și când în spatele tău se crapă asfaltul când accelerezi, dar tu ai 0-100 în 8,2 secunde, ceea ce e perfect. Ai timp să auzi simfonia aceea superbă a VR5-ului fără să încalci legea prea repede. Dar n-am terminat cu VR-urile. Știm deja că cel mai puternic era R32-ul, VR6, 3,2 litri. Dar a existat un VR și mai mic, 2,8 litri. În varianta cu 12 valve dezvolta 174 cai putere, iar în varianta cu 24 de valve dezvolta 204 cai putere. Deci ca să depășești 200 de cai putere din fabrică cu Golf 4,
trebuia să optezi pentru această unitate. VR628 putea fi cumpărat doar cu tracțiune integrală 4Motion și cutie manuală, pe când VR5 putea fi cumpărat și automat și 4Motion dacă dorea cumpărătorul, dar puține au fost cumpărate astfel, deoarece mașina devenea prea grea și VR5-ul devenea aproape inutil. Deși era un motor cu cuplu bun la turație joasă, dar din nou, caroseria era mult prea grea. Golf 4 a continuat tradiția lui Golf 3. Hatchback-ul era de bază, sedanul era Jetta sau Bora, cum se numea la noi pe atunci. În continuare puteai opta pentru un break și decapotabila. E bine, aici e o situație ciudată. Platforma pe care o utilizau pentru decapotabilă era tot cea lui Golf 3, interior de Golf 3, dar partea din față de Golf 4. Astfel, Golf 4 decapotabil e alintat de fanii Volkswagen Golf 3.5, fiind cumva o mașină între generații. Dar asta nu știrbește importanța lui Golf 4, modelul reușind să vândă circa 4,9 milioane de exemplare de-a lungul vieții sale. Atât de importantă a fost această generație, încât cu anumite modificări, ea a continuat să fie vândută până în 2014, sub anumite forme, denumite Golf 4.5, în America Latină, China și Canada. Dar ceea ce urma să vină, avea să lase toată competiția în urmă și să facă toți cumpărătorii să uite de Golf 4. În 2002, Golf 4 a adus Volkswagen la o piatră de hotar foarte importantă. Cu 21.517.415 exemplare construite, Golf devenea oficial cel mai popular Volkswagen din toate timpurile, întrecând Beetle. În 2003 avea să fie lansat Golf 5 și era nevoie de un avans foarte mare pentru a marca popularitatea crescândă a acestui model. Dacă Golf 3 și 4 păreau destul de asemănătoare, Golf 5 nu putea să fie doar o evoluție, trebuia să fie o revoluție. Și exact asta au făcut germanii. Șasiu și suspensie complet revizuite, motorizări moderne și un design care separa foarte bine această generație de ceea ce fusese înainte. Capota lui Golf 5 urmărea foarte frumos conturul farurilor, exact cum era la modă în acea vreme pe mașinile cu tentă sportivă accentuată. Și nu doar atât, Golf 5 nu era doar o față frumoasă care să ia ochii. A fost primul Golf care a avut șasiul sudat cu laser, primul cu suspensie spate multilink cu 4 brațe, primul cu plafon panoramic și multe altele. După ce clienții fuseseră puțin dezamăgiți de lipsa de sportivitate a generației a patra, germanii și-au propus să ofere un produs care bucură în primul rând pe cel de la volan. Volkswagen nu glumea deloc când a lansat Golf 5. Atât de serioși erau germanii încât au luat ca etalon Ford Focus, mașină care la vremea aceea avea și ea suspensie independentă și nu doar atât, dar Volkswagen a luat și ingineri de la Ford, momindu-i cu salarii mari pentru a se asigura că Golf 5 reușește să fie o mașină distractivă de condus oricum ai vrea să o utilizezi. Inginerii Ford au venit cu aceeași ideologie utilizată și la fostul loc de muncă, arcuri moi, amortizoare dure, spre deosebire de modul în care germanii făcuseră lucrurile până atunci, și anume arcuri dure și amortizoare moi. Șasiul era cu 80% mai rigid decât fusese până atunci, iar platforma A5, pe care era construit Golf 5, fusese lansată pe Turan și apoi pe Audi A3, deci constructorul știa deja cam cum se va comporta în mâinile clienților. Dar Volkswagen nu a vrut să copieze 100% Ford Focus. A păstrat anumite elemente ce făceau Golf 5 să pară mai scump și mai rafinat. În vreme ce Focus utiliza o direcție hidraulică ce comunica foarte bine cu șoferul, Golf 5 utiliza direcție electrică. Mai puține informații transmise prin volan, dar confort mai mare la utilizarea zilnică și o precizie incredibilă atunci când aveai chef să ataci virajele mai agresiv. Pentru a ține pasul cu plăcerea șofatului, Golf 5 avea nevoie și de un sistem de frânare capabil, așa că cei de la Techstar au fost acolo. Au furnizat elemente de frânare pentru toate variantele lui Golf 5, inclusiv a doua iterație de performanță, Golf R32. Insonorizarea era printre cele mai bune din clasă, iar dacă aveai un Golf 5 cu suspensia sport, atunci aveai cu adevărat un hatchback distractiv și manevrabil. Dar suspensia spate a lui Golf 5 nu era ieftină, astfel că au fost locuri unde costurile trebuiau reduse. De exemplu, interiorul lui Golf 4 are mai multe suprafețe moi la atingere, pe când Golf 5, de la jumătate în jos, plastic dur. Dar având în vedere că și în zilele noastre, Golf 5 este o mașină cu manevrabilitate excelentă, aș spune că a meritat compromisul. În același timp, generația A5 era mai lungă, mai lată și mai înaltă, oferind mult mai mult spațiu, atât în portbagaj, cât și pe bancheta spate. Deci, deși era o mașină mai distractivă,
nu făcea rabat la practicitate. Variantele de caroserie au fost schimbate pentru această generație. Puteai opta pentru hatchback-ul în 3 sau 5 uși. Exista în continuare sedanul Jetta, break-ul a fost lansat și el în 2007, dar pentru prima dată a existat un Golf MPV, Golf Plus. Era cu 95 de mm mai înalt, ceea ce oferea mai mult spațiu pasagerilor, dar în același timp exista și Turanul la vânzare. Turanul era mai lung cu circa 15 cm, de aceea nu pot să spun că am înțeles vreodată rostul lui Golf Plus. Dacă e cineva dintre voi care are un astfel de model, aș fi curios să aflu de ce ați optat pentru el și nu pentru un Turan, de exemplu, sau Charan. Dar să lăsăm asta la o parte și hai să vorbim despre motorizări. Vom începe cu probabil cea mai revoluționară unitate pe care Volkswagen a pus-o vreodată pe Golf 5. Motorul 1.4 Twin Charge. Pentru a umple golul de putere dintre motorul 2.0 FSI de 150 de cai putere și Golf GTI de 200 cai putere, germanii au gândit o motorizare de 170 cai putere. Această unitate a fost prima din lume ce avea și compresor și turbină. Mai existaseră astfel de hibride în lumea auto, Lancia Delta S4, Nissan March Super Turbo, dar erau folosite în motorsport mai mult și nu era nimic în producție de masă accesibil în Europa. Atât de mult promitea această unitate încât a fost motorul anului în 2009 și 2010. 1.4 Twin Charger putea dezvolta 170 de cai, așa cum am spus mai devreme, sau 140. Mai era un 1.4 TSI de 122 de cai putere, dar în acel caz mașina avea doar turbină, nu și turbină și compresor. 1.4 Twin Charge de 170 cai putere locuia foarte frumos în partea din față a lui Golf GT. Golful GT reprezenta legătura un pic mai sportivă dintre un Golf normal și un Golf GTI. Nu avea puterea GTI-ului, dar GT-ul avea frâne identice cu ale fratelui mai sportiv și avea garda la sol coborâtă cu aproximativ 15 mm față de un Golf normal. Ca fapt divers, Golf GT putea avea 3 motorizări. 2.0 FSI 150 cai putere, 1.4 Twin Charge 170 cai putere sau 2.0 TDI tot 170 cai putere. De ce a fost revoluționar Twin Charger-ul? Pentru că reușea să ofere tot ce ai vrea de la o mașină, masă redusă, cuplu la turație joasă mulțumită compresorului, puterea serioasă la turație mare, grație turbinei, consum redus, circa 7% și 0-100 sub 8 secunde. Putea avea această motorizare fie cu cutia manuală în 6 trepte sau cu DSG-ul revoluționar. Practic, nu pierdeai nimic dacă alegeai 1.4 Twin Charge. De fapt, mai târziu s-a dovedit că pierdeai ceva, timp și bani. Nu doar că acest motor avea o întreținere costisitoare, dar problemele se țineau lanț, la puțin timp după ce cumpărai mașina. Consumul de ulei era excesiv din cauza unor pistoane nesănătoase în primii ani de producție. Întinzătorul făcea lanțul de distribuție să fie prea lăsat, ceea ce crea diverse probleme grave la motor. Wastegate-ul de la turbo se putea bloca fie în poziția închis, fie deschis. Motoarele se încălzeau foarte greu, astfel că dacă aveai de făcut un drum relativ scurt, temperatura optimă nu era nici pe departe atinsă. Senzorii de oxigen puteau oricând să-ți arunce martorii în bord și să pună mașina în modul de siguranță și multe, multe astfel de probleme. În ciuda acestui lucru, dacă schimbai des uleiul, dacă aveai grijă de bujii și lanțul de distribuție și dacă preveneai depunerile de carbon, motorul acesta îți putea oferi multe bucurii. Dacă ai avut 1.4 Twin Charge, te rog, lasă-mi comentariu pentru că sunt curios să aflu mai multe despre această unitate. Motorul 1.4 a suferit multe mutații pe Golf 5. Erau variante de 75 sau 80 cai putere cu injecție de multipunct. Exista un 1.4 FSI de 90 cai putere cu injecție directă, apoi cele 3 variante supraalimentate, turbo 122 cai putere, twin charge de 140 sau 170 cai putere. Pentru că 1.4 acoperea o plajă atât de mare de putere, 1.6 avea acum doar două variante, 102 cai putere cu injecție multipunct și 115 cu injecție directă, 1.6 FSI. Dar dacă voiai un Golf 5 cu motor mai mare și performanțe pe măsură, aveai variantele de 2 litri. 2.0 FSI, injecție directă, aspirat natural, 150 cai putere și cele două variante ale GTI-ului 2.0 TFSI. TFSI combina tehnologia injecției directe cu o turbină pentru a dezvolta 200 cai putere sau 230 în varianta specială ce aniversa 30 de ani de Golf. Golf 5 GTI Edition 30 cu DSG ajungea la 100 în 6,6 secunde, în vreme ce GTI-ul normal tot cu DSG 6,9. În ciuda acestui lucru, dacă aș avea un Golf 5 GTI, nu aș accepta nimic altceva decât o cutie manuală, chiar dacă accelerația este puțin mai lentă. Consider că un hatchback rapid ca acesta trebuie să te mențină implicat în tot procesul condusului. De fapt,
Asta era marea dorință a lui Golf 5 GTI, să te bucure, să te facă, să simți că ai o mașină specială. Fapt care nu prea se întâmplase cu Golf 4 GTI. A cincea generație a GTI-ului venea pentru prima dată cu grila cu model de fagure. Readucea linia roșie din grilă, ce făcea GTI-ul să fie ușor de observat, și oferea per total un design mai ușor de recunoscut ca fiind GTI. Cât despre Golf 5 GTI Edition 30, cel de 230 cai putere, se zvonea că pe uscat ar fi fost cel puțin la fel de rapid, dacă nu chiar un pic mai rapid, decât Golf 5 R32. Dar Volkswagen nu voia ca ai săi clienți să știe acest lucru. Golf 5 R32 era în continuare cel mai puternic Golf. 250 cai putere, tracțiune integrală, VR6 de 3,2 litri sub capotă, 0-100, 6,5 secunde cu manuala sau 6.2 cu DSG-ul. În ciuda acestor performanțe, R32-ul era cu circa 180 de kg mai greu decât GTI-ul, ceea ce făcea modelul cu VR6 să nu fie atât de jucăuș precum fratele său, ce avea doar tracțiune față. Chiar și așa, sunetul unui VR6 e greu de confundat și nu are cum să nu provoace plăcere. Ajungem și la dieseluri. Golf 5 a fost ultimul care a oferit un motor SDI. 2.0 SDI oferea 75 cai putere și 0-100 în 16,7 secunde. Cred că nu e greu de înțeles de ce a fost ultimul SDI, în ciuda faptului că fiabilitatea acestor motoare este legendară. Germanii ofereau și 1.9 TDI, motor preluat și evoluat de la Golf 4, ce dezvolta 90 sau 105 cai putere. Partea interesantă era că puteai avea 1.9 TDI cu manuala în 5 sau 6 trepte, cu DSG, cu 4Motion sau chiar cu 4Motion și DSG în același timp. Totuși, cele mai puternice dieseluri erau 2.0 TDI cu 140 sau 170 cai putere. Toate motoarele diesel foloseau sistemul Pompe-Duse. Încheiem capitolul Golf 5 cu cel mai interesant proiect creat pe această platformă. Se numește GTI W12 și este un concept funcțional. Se pare că există unul singur și utilizează motorul W12 de pe Bentley Continental GT pus în locul banchetei spate. 650 cai putere și suta în 3,7 secunde, viteza maximă 325 km/h. Frânele față sunt de la Audi RS4, puntea spate de la Lamborghini Gallardo. Mașina nu este complet funcțională, doar îndeajuns de funcțională pentru a putea fi condusă. Despre asta a fost Golf 5, despre revenirea la ceva distractiv, ceva un pic ieșit din comun, cu riscul de a fi privit ciudat de cei din jurul tău. Și se pare că a funcționat această abordare, având în vedere că Golf 5 și variantele sale au vândut circa 3,4 milioane de exemplare. Golf 6, sau cum a fost numit de gurile rele, Golf 5.5, a văzut lumina zilei în 2008, când a intrat în producția de masă. Designerul italian Walter da Silva era perfect conștient de importanța designului pentru hatchback-ul atât de popular, el declarând că provocarea noastră este să creăm astăzi mașinile simbol de mâine. În ciuda faptului că Golful trebuia să fie în continuare ușor de recunoscut, anumite elemente de design trebuiau aduse în 2008. Stopurile aveau formă orizontală precum Golf 1, partea din față era simplă și clară precum cea a lui Golf 5, dar totul era acoperit cu un design mai zvelt. Linia de pe lateralul mașinii, ce pornea de la far și mergea până la stopuri, oferea mai mult dinamism, dând impresia că generația a 6 era mai lată, mai joasă, mai agresivă, mai puternică decât oricând. În ciuda faptului că suntem învățați ca la fiecare generație mașinile să mai crească puțin, Golf 6 era cu 5 mm mai scurt decât Golf 5, dar cu 20 de mm mai lat, ceea ce îi ajuta caracterul sportiv. În ciuda acestui design modern și puternic, Golf 6 ascundea un secret murdar. Utiliza aceeași platformă precum Golf 5. Era prima dată când, odată cu schimbarea generației, platforma rămânea aceeași. Deși platforma era aceeași, Volkswagen a ținut să declare la vremea lansării acestei generații că 60% dintre componente erau noi, dar motorizările și cutiile rămăseseră în mare parte neschimbate. În același timp, germanii au reușit să îmbunătățească ceea ce puțin credeau că mai poate fi îmbunătățit, sentimentul de calitate. Toți factorii care te-ar fi putut duce cu gândul la calitate primiseră îmbunătățiri serioase. Insonorizarea era mai bună grație unor chedere de calitate superioară, geamuri mai groase și mulțumită utilizării unei cantități mai mari de material fonoabsorbant. Suprafețele cu plastic moale la atingere erau acum mai mari,
iar printre dotări puteai avea elemente moderne cum ar fi un sistem de infotainment cu touchscreen, cameră pentru marșarieri și chiar un sistem automat de parcare laterală. Golf 6 te făcea să uiți că împarte platforma cu înainte mergătorul său imediat ce te urcai la volan. Având în vedere toate aceste lucruri, nu este uimitor că Golf 6 a fost mașina anului în lume în 2009 și în 5 ani de producție Volkswagen a construit 3,6 milioane de exemplare de Golf 6 plus derivatele sale. Germanii de la Techstar au oferit discuri și plăcuțe și pentru Golf 6, inclusiv versiunea GTI, deci vă imaginați câte sunt acum pe străzi cu aceste componente de frânare. Golf 6 tindea din ce în ce mai mult către segmentul premium, împrumutând de acolo materiale și dotări care cândva erau rezervate unui Audi, de exemplu. Golf 6 a fost prima generație cu suspensie adaptivă DCC. Nimeni nu se gândise până atunci că la o simplă apăsare a unui buton, Golful tău putea avea suspensie adecvată mersului în oraș sau condusului sportiv. Așa ceva era pentru mașinile foarte scumpe, până când Golf 6 a oferit asta maselor. Dar noua generație nu venea doar cu lucruri să-ți iau ochii, ci și cu mici idei inteligente a căror unic scop era să-ți facă viața mai ușoară. Pielea utilizată pe scaune era mai robustă, astfel că nu se mai păta cu ușurință dacă purtai blugi. În portbagaj aveai acum 4 cârlige menite să-ți țină sacoșele pentru ca acestea să nu se împrăștie. Mânerul necesar pentru a regla volanul nu mai era pe mijloc, ci în lateral, fiind astfel mai ușor de folosit. Totul în numele ergonomiei și eficienței. Spuneam la începutul acestui capitol că motorizările s-au schimbat destul de puțin pentru a șasea generație. O schimbare importantă a fost făcută la motoarele diesel. S-a renunțat la sistemul pompe duze și s-a trecut la common rail. Sistemul pompe duze sau pompă injector avea plusurile sale. În cazul unei defecțiuni, era mai ușor de reparat, deoarece nu erai nevoit să schimbi o întreagă rampă, ci doar un singur injector. În același timp, Volkswagen exploatase la maxim această idee și ajunsese aproape de limitele eficienței sale. Pentru noxe mai mici, era nevoie de common rail. Tot pentru consum și noxe mai mici, producătorul punea mult accent și pe cutia dublu ambreiaj DSG. Nu mai exista nicio cutie cu convertizor, doar DSG-ul cu 6 sau 7 trepte. Motoarele diesel erau moderne, mult mai puțin gălăgioase, eficiente din toate punctele de vedere, deci nu e de mirare că au fost extrem de populare. Pe Golf 6 își face apariția 1.6 TDI, pentru că nu mai era nevoie de 1.9. Tehnologia avansase îndeajuns de mult, încât 1.6 TDI putea să facă ceea ce cândva era treaba lui 1.9. 1.6 TDI avea 90 sau 105 cai putere, dacă voiai un diesel mai nervos, trebuia să optezi pentru 2.0, disponibil în 3 variante de putere, 110, 140 și 170 cai putere. Dacă vi se par cunoscute aceste valori, pentru că și Golf 5 avea diesel 2.0 de 140 și 170 cai putere, dar Golf 5 încă mai utiliza pompe duze, în vreme ce Golf 6 avea doar sisteme common rail. Dacă mai țineți minte, Golf 5 diesel de 170 cai putere putea fi avut pe echiparea GT. Pentru Golf 6, Volkswagen a vrut să schimbe această echipare, ce crea confuzie. Și astfel s-a revenit la numele Golf GTD, nume utilizat de germani prima oară în 1983. Toate bune și frumoase, dar unul singur e GTI-ul, nu? Golf 6 GTI avea o treabă destul de ușoară, să ia ceea ce reușise predecesorul și să îmbunătățească puțin rețeta. Familia de motoare utilizată pe Golf 5 era EA113, iar pe Golf 6 s-au utilizat unități din familia EA888. În ciuda acestui lucru, schimbările păreau minore. În loc de 200, Golf 6 avea 210 cai putere. Se utiliza tot un motor turbo de 2 litri cu 280 Nm cuplu, prin urmare, cuplul maxim era identic cu generația anterioară. Partea bună la noua familie de motoare era că blocul motor era mai ușor, totodată fiind și mai puternic, astfel că masa totală a lui Golf 6 era cu aproximativ 20 de kg mai mică. Golf 6 era cu circa 0,2 secunde mai rapid până la 100 decât generația anterioară, dar cel mai important în noul GTI era noul nivel de rafinament. Zgomotul redus, motorul oferea cuplul maxim pe o plajă un pic mai largă, direcția reacționa mai bine atunci când intrai în viraj, iar modurile de condus, confort, normal și sport, aduceau un plus de versatilitate unui model deja flexibil în acest sens. Golf 6 nu reprezentase un salt mare înainte față de Golf 5, la fel cum a făcuse Golf 5 față de 4, dar nici nu era nevoie. Golf 5 era deja un model excelent. A șasea generație a venit doar să ofere o doză în plus de rafinament. Dar ce ar fi rafinamentul fără tehnologie? Pentru prima dată pe un Golf GTI, germanii ofereau un sistem numit XDS.
Acesta se voia a fi o imitație de diferențial cu alunecare limitată. Atunci când intra într-un viraj, mașina aplica frâna pe roata de pe interior, astfel că mai multă putere era transmisă pe exterior și efectele dăunătoare ale subvirării erau diminuate. Nu era un diferențial mecanic adevărat, dar funcționa. Făcea mașina să vireze mai stabil. La fel ca Golf 5 și Golf 6 GTI a avut o ediție aniversară, în cazul acesta de 35 de ani. Accelerația scăzuse la 6,6 față de 6,8 secunde, cuplul urcase la 300 Nm, dar la 2200 de rotații față de 1800 în GTI-ul normal, iar motorul 2.0 turbo dezvolta acum 235 cai putere. Doar că aici Volkswagen a făcut iar o șmecherie. Nu a utilizat noua familie de motoare EA888, ci vechea familie de motoare utilizată pe Golf 5 GTI, EA113. Problema era că germanii nu aveau încredere că generația EA888 putea fi împinsă la limită, astfel că au optat pentru motorizarea mai veche care își dovedise fiabilitatea. Volkswagen nu se putea face de rușine cu ediția ce aniversa 35 de ani de GTI, așa că a ales un propulsor care nu avea să-i facă de râs. Și dacă veți căuta pe internet, veți vedea că EA888, cel puțin la început, nu a fost o familie de motoare lipsită de probleme. Consum de ulei mărit, lanț de distribuție problematic, depuneri de carbon pe valve și multe altele. Ca atare, EA113 este văzută ca fiind o grupă de motoare mai fiabilă decât EA888, cel puțin dacă vorbim de primele generații de EA888. Pentru prima dată, Golf R avea să vină echipat cu un motor de 2 litri turbo, din nou germanii optau pentru EA113, nu EA888. VR6-le cu sunet superb și livrare liniară a puterii nu mai era sub capota noului R, astfel că nici numărul 32 nu mai avea ce căuta pe siglă. În continuare se utiliza 4Motion, dar cu generația a patra de sistem Haldex, ce utiliza o pompă electrică pentru a crea presiunea hidraulică necesară cuplării Haldex-ului. Astfel că acum, când era nevoie de cuplu la puntea spate, mașina îl trimitea acolo mult mai repede. În rest, dacă puntea spate nu alneca, mașina trimitea tot cuplul la puntea față. Golf 6R era cu circa 70 de kg mai ușor decât Golf 5 R32, 2.0 turbo dezvoltând 270 cai putere și 320 Nm cuplu, deci 0-100 5,5 secunde. Golf R era mai ușor, mai puternic, mai nervos decât R32. Evident, cel mai performant Golf putea fi echipat și cu cea mai performantă cutie automată. Vestitul DSG își făcea simțită prezența și aici. În ciuda tuturor acestor lucruri, Golf 5 R32 a rămas în continuare în inima multor nostalgici, iar motivul este simplu, orice ai face unui motor turbo cu 4 în linie nu va fi la fel de liniar și de plăcut auzului precum un VR6. Cine știe, poate că la un moment dat VR6 va reveni într-o formă sau alta când vom avea carburanți bio și consumul nu va mai conta. Până atunci însă ne putem bucura din plin de eficiența incredibilă a motoarelor de capacitate mică. Și apropo de asta, hai să vorbim și de restul motoarelor. Dacă lăsăm la o parte 2.5-ul în 5 pistoane, vândut exclusiv în Statele Unite, Golf 6 avea numai motorizări mai mici de 2 litri. Cele mai fiabile unități sunt 1.4 de 80 cai putere și 1.6 de 102. Ambele sunt motoare cu injecție multipunct, deci cu tehnologie mai veche, dar mai fiabilă. Nu sunt motorizări cu cine știe ce performanță sau vreun consum excelent de carburant, dar vor merge mulți kilometri fără mari probleme, întrucât nu au foarte multe componente ce s-ar putea strica. Cel mai mic motor de pe Golf 6 este 1.2 TSI de 85 sau 105 cai putere. Se pare că lanțul de distribuție îți poate da bătăi de cap dacă optezi pentru aceste unități. 1.4 TSI de 122 cai putere e un motor mult mai fiabil, dar poate avea de asemenea probleme cu lanțul de distribuție. Există și un 1.4 TSI de 140 cai putere, dar cel mai impresionant rămâne 1.4 Twin Charger, motorul care avea și turbină și compresor, dezvoltând acum 160 cai putere, cu 10 mai puțin decât ce reușea aceeași unitate în Golf 5. Din păcate, germanii nu au reușit să transforme această idee în ceva fiabil, astfel că acest 1.4 era în continuare problematic în timp, crăpau pistoanele, ambreiajul magnetic de la compresor putea să se strice și multe alte mici probleme. Dar dacă voiai 160 cai putere fără să-ți bați capul cu un compresor, exista un 8 turbo. Doar că aici îți băteai capul cu alte lucruri, cum ar fi un consum excesiv de ulei. Dacă principala ta preocupare era consumul, dieselurile erau gata să te servească. De la 1.6 de 90 cai putere sau 105 cai putere până la 2.0 TDI de 110, 140 sau 170 cai putere, motoarele diesel au fost foarte populare
pe această caroserie. La fel, foarte populară a fost și cutia DSG, cred că ați auzit cu toții de problemele cu mecatronicul. Dacă îți dorești probabil cel mai rar Golf 6, atunci te informez că a existat o variantă 1.6 cu GPL din fabrică. Golf 6 ne-a adus înapoi Golful decapotabil. Golfurile Cabrio precedente nu erau construite de Volkswagen, ci de Karmann, același producător care producea și vestitul model Karmann Ghia între 1955 și 1974. În 2010 Karmann a dat faliment și atunci Volkswagen a văzut oportunitatea. Au cumpărat fabrica din Osnabrück și au început să construiască acolo noul Golf decapotabil. Golf 6 Cabrio a venit cu o noutate absolută. A fost primul Golf decapotabil disponibil cu motorul GTI. Golf 6 GTI Cabrio avea același 2.0 turbo de 210 cai putere precum GTI-ul hatchback. Și dacă asta nu vi se pare destul de extrem, gândiți-vă că a existat un Golf 6 R Cabrio. 2.0 turbo, 265 cai putere, motorul EA 113, 4Motion, DSG, 6 rapoarte. Dacă mașina asta avea și opțiunea de cutie manuală, cred că putea fi în top 5 mașinile mele preferate din lume. Sunt foarte mare împătimit al decapotabililor versatile. În continuare, germanii au produs variantele Break și MPV ale lui Golf 6, denumite Golf Variant și Golf Plus. Atât Break-ul cât și MPV-ul se bazau foarte mult pe platformele generației anterioare, deci nu e nimic foarte special de spus despre ele. Generația A6-a și derivatele ei au reușit să se vândă în circa 3,6 milioane de exemplare. Dar asta este nimic pe lângă ce a reușit următoarea generație. Odată cu Golf 7, germanii au schimbat foaia. Vântul schimbării bătea puternic în Europa pe 29 septembrie 2012, când a fost prezentată public noua generație la Salonul Auto de la Paris. Golf 7 nu venea să îmbunătățească rețeta predecesorului, ci venea să o înlocuiască în mod categoric, cu performanțe și tehnologii noi. Platforma utilizată era una pe care o cunoaștem cu toții acum, vestita MQB. Acest acronim venind de la cuvântul ăsta, care este aici pe ecran, nici măcar nu o să mă chinui să-l reproduc. Ideea era că platforma care se lansa în acel moment, odată cu noul Golf, nu era doar pentru acest model și câteva derivate. Platforma MQB avea să deservească multe modele din sânul familiei Volkswagen. Skoda, Audi, Seat, așa mai departe. Șablonul acestei platforme era simplu. Motor transversal amplasat frontal și tracțiune față sau integrală. Orice mașină voiai să construiești care se alinia acestor criterii, putea fi construită cu ușurință pornind de la această platformă. Puteai să lungești platforma, să o micșorezi, să o înalți, să-i faci ce vrei tu. Important era că nu erai nevoit să gândești de la zero un șasiu dacă aveai chef să construiești un nou Passat, de exemplu. Aveai deja 30% din treabă făcută. Puteai cu ușurință să muți producția unui model dintr-o fabrică în alta. Puteai să creezi mașini mai ușoare, puteai să scapi de platformele PQ25, 35 și 46. Toate mașinile de pe platforma MQB aveau să împartă puntea față, pedalierul și poziția motorului. În rest, totul era la liber. Datorită acestui mod de a gândi construcția auto, grupul Volkswagen a reușit o unificare a caracterelor mașinilor produse. Nu era identică experiența de a conduce un Golf cu aceea de a conduce un Seat Leon, dar nici nu era foarte străină. Făcând această platformă, Volkswagen a apropiat, să zicem, Audi A3 de Golf, dar a făcut acest lucru ridicând nivelul din Volkswagen, nu scăzând nivelul din Audi. Ca atare, Golf 7 a fost în 2013 mașina anului în Europa, mașina anului în lume și mașina anului în Japonia, acesta fiind prima dată când o mașină non-japoneză câștiga acest premiu. Generația A7-a venea foarte puternic din urmă. Mulțumită noii platforme, designul era mai dinamic, capota era mai lungă, proporțiile păreau împrumutate de la modele din clase superioare, tehnologia și sistemele de siguranță făceau din nou un mare pas înainte și urma să avem pentru prima dată în producție de masă un Golf electric și un Golf plug-in hybrid. Nici cei care optau pentru motorizări clasice nu erau lăsați de izbeliște. Toate motoarele erau de generație nouă, toate aveau sistem start-stop, așa cum cereau normele de poluare din ce în ce mai stricte. Masa a fost drastic redusă, până la 100 de kilograme în funcție de nivel și echipare. Un exemplu clar, Golf 7 GTI cu cutie manuală este cu 42 de kilograme mai ușor decât generația anterioară. Pe lângă toate astea, rafinamentul interiorului a crescut.
spațiul din portbagaj a fost mărit ca atare. N-ar trebui să uimească pe nimeni faptul că din 2012 până în 2019, la încetarea producției, Golf 7 și derivatele sale au fost produse în 6,3 milioane de exemplare. Optimizările au continuat cu Golf 7, acum că Volkswagen își cunoștea și mai bine clienții. Orice Golf 7 cu mai puțin de 120 cai putere venea cu punte spate rigidă, suspensia independentă multilink fiind rezervată modelelor cu mai multă putere. Dacă ai cel puțin un Golf 7 1.4 TSI cu 122 cai putere, atunci ai punte independentă. Dacă ai un Golf 7 2.0 TDI de 150 cai putere, ai punte independentă. Orice este sub aceste motorizări are punte spate rigidă. Asta înseamnă toate 1.2-urile TSI, 1.0, 1.6 TDI și așa mai departe. Dar deși sportivitatea era opțională pentru unii cumpărători, siguranța nu. Astfel că Golf 7 a fost primul Volkswagen de serie cu sistem proactiv de protecție a ocupanților. În cazul detectării unui posibil accident, Golf 7 pretensiona centurile de siguranță și ridica automat geamurile pentru a proteja pasagerii. De asemenea, Golf 7 era echipat în exclusivitate și cu sistem de frânare automată după accident. În cazul unui impact puternic, mașina activa frâna pentru a nu permite Golfului tău să continue să meargă pe stradă din inerție, pentru ca mai apoi să existe șansa de a fi implicat într-un al doilea accident. Pentru o frânare eficientă, cei de la Techstar au echipat și Golf 7. Bineînțeles, datorită prezenței sale pe piața de piese auto aftermarket și acum poți cumpăra discuri sau plăcuțe de frână Techstar dacă ai acasă un Golf 7. Chiar și versiunea electrică a lui Golf 7 a primit echipamente de frânare Techstar. Mașina avea și sistem de frânare de urgență la viteze urbane, astfel că, nu e de mirare, scorul Euro NCAP de siguranță, 5 stele. Mulțumită noii platforme, Golf 7 avea ampatament cu 56 de mm mai mare, iar habitaclul era cu 30 de mm mai lat, ceea ce oferea o senzație de spațiu nemai văzută într-un Golf până atunci. Să nu uităm că, în ciuda acestor dimensiuni generoase, masa scăzuse serios. Portbagajul era și el mai mare, 380 de litri, adică aproape cât al lui Golf 6 Plus. Hatchback-ul Golf 7 avea portbagajul cu doar 15 litri mai mic decât MPV-ul Golf 6. Apropo de interior, este ideal. Îndeajuns de modern încât să poți utiliza tehnologia cu care ești învățat în zilele noastre, dar cu controle clasice și practice, butoane cu care ești obișnuit, care nu te fac să-ți iei prea mult ochii de la drum. Butoanele erau puse intuitiv, aveau un sentiment de calitate atunci când erau apăsate, spațiile de stocare erau disponibile peste tot, iar tableta venea în ajutorul tău, nu te obliga să o utilizezi pentru lucruri simple cum ar fi controlul climatizării. Dacă a fost vreodată un Golf care să se apropie periculos de mult de calitatea unui Audi, acesta a fost. Fiind un model atât de inovator și motorizările trebuiau să fie pe măsură. Pentru prima dată vedem un Golf de producție cu motor de 1 litru. 115 cai putere dezvolta motorul inițial, dar la facelift-ul din 2017 a primit și variante de 85 și 110 cai putere, toate variantele în afară de cea de 85 cai putere, putând fi împerechete și cu DSG-ul în 7 trepte. Motoarele 1.2 au fost eliminate la facelift, întrucât propulsoarele 1.0 făceau același lucru, dar la o capacitate mai mică și tehnologie mai multă. 1.6 TDI a mai primit 5 cai putere la facelift, 2.0 TDI a rămas la 150, iar Golf GTD a rămas la 184 cai putere. Golf 7 GTE a fost primul Golf plug-in hibrid care a intrat în producția de masă. Modelul avea baterie de 8,8 kWh și o autonomie reală electrică de circa 35 de km. Bateria cântărea 120 de kg, iar mașina avea masa totală 1520. De aceea, germanii au ținut atât de mult ca platforma lui Golf 7 să fie mai ușoară. Motorul termic era un 1.4 TSI de 150 cai putere, iar cel electric era încastrat în cutia DSG cu 6 trepte și dezvolta 100 cai putere. În total, sistemul producea 204 cai putere și 350 Nm cuplu, 0-100 7,6 secunde. La exterior, GTE-ul are elemente specifice GTI-ului, doar că acestea sunt albastre în loc să fie roșii. Odată cu apariția facelift-ului din 2017, Golf 7.5, cum este alintat de fani, a primit și noul motor pe benzină de 1,5 litri ce face parte din familia EA211, 1.5 TSI Evo, o unitate turbo în 4 cilindri de 150 cai putere. Fiindcă vorbim de Volkswagen, nu putea fi un simplu motor pe benzină ce are turbină cu geometrie variabilă, această unitate are și dezactivare a cilindrilor. Nu era prima dată când vedeam această tehnologie pe Golf 7, acest model având ACT, Active Cylinder Management.
încă din 2012 pe 1.4 TSI de 140 sau 150 cai putere. Modul în care funcționează acest sistem e relativ simplu. Atunci când mașina detectează că merge la o viteză de croazieră, ce poate fi păstrată cu mai puțin efort din partea motorului, dezactivează 2 din cei 4 cilindri. Față de motoarele 1.4, 1.5 Evo venea să rafineze tehnologia, să o facă mai fiabilă, dar nu neapărat mai ieftină în cazul unei reparații. În același timp, și DSG-ul a primit un update important la Golf 7.5. Unitățile cu 6 trepte au fost înlocuite de cele cu 7 trepte. Dar să lăsăm puțin combustia internă la o parte și să vorbim despre e-Golf, primul Golf electric de serie. Motivul pentru care Golful a putut trece cu ușurință la propulsia electrică este că germanii au gândit încă de la început platforma MQB să accepte motorizări electrice. Într-adevăr, platforma nu era ideală pentru un vehicul complet electric, la fel cum avea să fie platforma MEB, gândită de la început exclusiv pentru propulsoare electrice, dar oferea un început promițător. La fel ca întotdeauna, germanii testau o idee, după care, în funcție de cum reacționa piața, alegeau dacă ideea mergea mai departe sau nu. E-Golf nu era un model revoluționar, utiliza un motor electric sincron de 115 cai putere și tracțiune față. Bateria avea o capacitate de 24,2 kWh, iar accelerația nu era ieșită din comun ca la o Tesla, 0-100, 10 secunde. Partea bună la e-Golf era că arăta exact ca un Golf normal și se conducea în mare parte ca unul dintre frații săi cu combustie internă. Doar că autonomia era de circa 150 de km. La facelift 7.5, e-Golf a primit o baterie mai mare, 35,8 kWh și un motor ce dezvolta acum 136 cai putere, ceea ce îi oferea o autonomie reală de peste 200 de km și accelerație cu jumătate de secundă mai rapidă. Mulțumită lui e-Golf și modului în care a fost primit de cumpărători, Volkswagen a creat seria de modele ID, ce încă mai este în producție. Acestea fiind zise, se pare că ID3-ul, care a pornit revoluția electrică din Wolfsburg, ar putea fi înlocuit de Golf 9 electric. Atât de puternic este acest nume Golf, încât nici măcar creatorii lui nu au putut gândi ceva mai convingător. Dar gata cu electricitatea, revenim la combustie internă și discutăm despre GTI. GTI-ul 7 a avut mai multe îmbunătățiri și variante decât au avut înaintașii săi. Pentru început, încă de la lansare, puteai alege între un Golf GTI și Golf GTI Performance. Ambele utilizau EA888, același motor, de generația a treia, 2 litri turbo, dar GTI-ul de bază venea cu 220 de cai putere, iar Performance cu 230 de cai putere. Hai spune că pentru 10 cai putere în plus nu merita diferența de preț, dar GTI Performance venea cu o soluție inovatoare pentru circa 1500 de euro în plus. GTI Performance beneficia, pe lângă plusul de putere menționat anterior, și de un diferențial electric numit VAQ. Între planetara din dreapta și carcasa diferențialului exista o componentă care putea trimite până la 100% din cuplu la roata de pe exterior, contracarând astfel efectele negative ale subvirării. Dacă mai țineți minte, vorbeam la Golf 6 de sistemul XDS, practic o soluție diferită la problema comună a platformelor cu tracțiune față și multă putere. Subvirarea. Cum elimini subvirarea? Destul de simplu. Roata din exteriorul virajului trebuie să se miște mai repede decât cea de pe interior. Poți face asta în două feluri. Frânezi roata de pe interior, cum făcea XDS-ul, sau accelerezi roata din exterior, cum făcea VAQ-ul. Această nouă metodă era mult mai eficientă. A devenit astfel primul sistem de diferențial activ cu alunecare limitată integrat vreodată într-o mașină cu tracțiune față ce a intrat în producția de masă. Dacă aveți impresia că Volkswagen s-a plictisit și nu a mai inovat nimic interesant de la Golf 5 încoace, mă bucur să vă spun că vă înșelați. Golf 7 GTI Performance era un model foarte impresionant. Atât în linie dreaptă, dar mai ales în viraje. Mașina era extrem de stabilă la începutul virajului și păstra această caracteristică pe tot parcursul manevrei. Iar pe drumurile publice, unde aderența nu e ca pe circuit, GTI Performance putea să accelereze cu peste o jumătate de secundă mai repede decât modelul de bază, deși pe hârtie erau doar 10 cai putere în plus. Au existat și alte variante mai exotice de Golf 7 GTI, Club Sport, Club Sport S, TCR, dar Golf 7 GTI Performance ar fi modelul pe care eu l-aș alege dacă aș vrea un hatchback modern și distractiv cu care să pot trăi lejer în viața de zi cu zi. Totuși, trebuie să amintim faptul că Golf 7 GTI Club Sport a fost lansat pentru a aniversa 40 de ani de GTI. Club Sport S, cu ai săi 310 cai putere, a reușit să dețină pentru o perioadă recordul de cea mai rapidă mașină de producție cu tracțiune față de pe Nürburgring, iar GTI TCR a fost o variantă de 290 cai putere lansată de Volkswagen
pentru că cele 400 de exemplare de GTI Club Sport S s-au vândut foarte repede și clienții mai voiau ceva similar. GTI TCR n-a fost la fel de iubit de fanii Volkswagen precum Club Sport S, dar a mai existat un model de performanță care a furat inimile clienților Volkswagen. Golf 7R a fost cel mai puternic Golf din totdeauna când a fost lansat. Niciodată nu existase un Golf cu 300 de cai putere, niciodată un Golf care să atingă 100 în 5,1 secunde cu cutia manuală sau 4,9 cu DSG-ul cu 7 rapoarte și launch control. La facelift 7.5, Golf R mai primea 10 cai putere și se zvonea că DSG-ul era chiar mai eficient, reușind o accelerație de 4,6 secunde de la 0%. Cu un simplu Stage 1, motorul de 2 litri turbo EA 888 mai primea circa 70 de cai putere și mașina atingea 100 în mai puțin de 4 secunde. Golf 7R nu mai era doar un experiment ciudat al germanilor, ci un model cu care puteai să faci de rușine supercaruri pe străzile publice. Peste 30.000 de Golf 7R au fost vândute de germani în lumea întreagă, iar acest lucru se datora versatilității, performanței și accesibilității acestui model. Sunt puține mașini din lumea asta despre care putem spune că sunt atât de rapide pe cât de cuminți arată, dar Golf 7R este modelul ce ne-a făcut să înțelegem diferit hatchback-ul puternic. Sistemul Haldex de generația a 5-a era mai rapid ca oricând, astfel că înainte ca tu să simți sub virare, mașina deja trimitea putere la puntea spate. Motorul EA 888 de generația a 3-a avea componente mai puternice pe R decât pe GTI, de aceea se și putea modifica relativ ușor fără a adăuna pieselor în mișcare. Și pentru a face complet de rușine supercarurile de pe drumurile publice, Golf 7.5R avea și o variantă break, adică puteai să faci de rușine un Ferrari un pic mai vechi în timp ce familia și bagajele te însoțeau. Golf 7R cu cutie DSG era cu circa 46 de kg mai ușor decât un Golf 6R DSG, deci noul model avea o amortizare mai permisivă, ceea ce însemna că atunci când puneai DCC-ul în modul confort, mașina era cu adevărat ușor de utilizat zilnic. Și apropo de modul de condus, Golf 7R avea și o setare în care ESC-ul era complet oprit, lucru pe care GTI-ul nu-l avea. Acest model din urmă, beneficiind de o setare ESC mod sport, în care intervenția ESC-ului era minimă, dar nu complet oprită ca la Golf 7R. Una peste alta, Golf 7 a însemnat o revoluție, la fel ca Golf 5. Vă spun sincer, nu sunt mare fan Volkswagen, dar atât Golf 7 GTI, cât și Golf 7R ar fi variante pe care le-aș lua clar în considerare dacă aș căuta o mașină de performanță care să nu-mi dea deloc dureri de cap. Și chiar dacă nu aș opta pentru variantele de performanță, un Golf 7 facelift cu 1.5 TSI cred că ar fi un echilibru excelent pentru cei ce își doresc o mașină care nu excelează la nimic, dar face totul cel puțin bine. Volkswagen Golf 8 a fost prima generație care nu a avut o variantă în 3 portiere. Prima care a venit cu un interior ce nu era pe placul clienților, prea multe ecrane, prea puțină calitate, ar fi zis gurile rele. Anumite elemente, cum ar fi butoanele capacitive neiluminate pentru climatizare și volum, nu erau implementate pentru a îmbunătăți experiența la bordul mașinii, ci pentru a lua ochii și a da un sentiment de avans tehnologic. Era greu să vii după a 7-a generație și să produci un model mai bun. Golf 8 a creat controverse de prima dată cum a fost văzut în poze, nefiind un model atât de atrăgător la prima vedere ca generația anterioară. Golf 8 nu făcea nimic altceva decât să reprezinte cerințele clienților din 2020, anul lansării acestei generații. Acesta era un Golf pentru cei care, de la o vârstă fragedă, fuseseră învățați cu un ecran în fața ochilor. Și, deși pentru unii generația a 8-a avea un iz de stagnare, trebuia să avem încredere în compania care vânduse peste 35 de milioane de Golfuri de-a lungul a 7 generații. În ghidul de presă, germanii spuneau, și citez, noul Golf face mobilitatea sustenabilă accesibilă multor oameni. Aici cuvintele sunt foarte bine alese. Noul Golf nu are ca punct foarte sportivitatea sau plăcerea condusului, ci mobilitatea sustenabilă. Iar publicul țintă nu mai e reprezentat de tineri efervescenți sau de profesioniști care știu exact ce vor de la o mașină, ci de mulți oameni. Atât. Curentul de incluziune socială care își făcea loc în viețile noastre dicta acum nașterea unei noi generații a popularului Golf. Golf 8 avea să-și ducă viața ca hatchback cu 5 uși sau break cu 5 uși.
fiind practic cea mai limitată ofertă de caroserii de la Golf 2 și până în zilele noastre. Indiferent ce Golf alegi, ca și la generațiile anterioare, Techstar oferă echipamente de frânare complete pentru Golf 8, inclusiv pentru versiunea de performanță R. Nu tu cabrio, nu tu MPV compact, nici măcar un hatchback cu 3 portiere, da? În ciuda acestui lucru, mașina era plină de tehnologie și pe asta se punea accentul. În loc de instrumentar, aveai ecran LCD de 10 inch, iar sistemul Travel Assist de condus semi-autonom îți permitea să mergi pe autostradă fără să ții piciorul pe pedală și doar sprijinind mâna pe volan din când în când. Toată tehnologia din această mașină costa și, credeți-mă, era foarte multă tehnologie care avea ca scop principal siguranța pasagerilor, dar costurile de producție trebuiau să fie recuperate de undeva. Așa că, sub capotă, nu mai era un amortizor cu gaz ca la generația a 7, era un simplu băț în care propteai capota. La interior, plasticul dur era un pic mai prezent, mai ales pe fețele de uși din spate și, per total, dacă puneai un Golf 7 și un Golf 8 unul lângă altul, simțul tactil te-ar fi făcut să alegi generația care nu mai era în producție în 2020. Din punct de vedere al experienței de condus, diferența nu era atât de mare, iar acesta era un lucru bun, Golf 7 din nou fiind un etalon greu de întrecut în clasă. Zgomotul era redus, platforma MQB Evo nu era mult modificată față de cea a lui Golf 7, dar permitea germanilor integrare mai ușoară cu sisteme de propulsie plug-in hybrid. Spațiul era în continuare mai mult decât permisiv, atât pentru cei de pe bancheta spate, cât și pentru portbagaj. Direcția era mai agilă ca oricând, iar rulul era bine controlat. Practic, era un Golf 100%. Revenim la reduceri de costuri și discutăm despre suspensia independentă, ce oferă un sentiment mai plăcut al condusului, versus suspensia cu punte rigidă, ce necesită costuri de producție mai reduse. Dacă la Golf 7 orice model peste 120 cai putere avea punte spate independentă, la Golf 8 același lucru era valabil, dar pentru modele de peste 150 de cai putere. Deci pentru a avea un Golf 8 cu manevrabilitate ce complimenta condusul sportiv, trebuia să optezi pentru 1.5 TSI 150 cai putere sau 2.0 TDI cu aceeași putere. Cei de la flote au cumpărat foarte mult Golf 8 cu 1.0 TSI de 90 sau 110 cai putere, un motor turbo de 1 litru în 3 pistoane ce reușea să ofere performanțe decente în ciuda capacității mici. 1.0 TSI-ul de 110 cai putere reușea să atingă 100 în 10 secunde. Ca să vă faceți o idee, eu am condus weekendul trecut o mașină de la un producător chinez cu motor 1.5 benzină turbo, 160 cai putere, cutie dublu ambreiaj în 7 rapoarte, iar mașina aceasta atingea 100 în 9,9 secunde, adică imperceptibil mai rapid decât un Golf cu cea mai lentă motorizare. Asta înseamnă Volkswagen Golf. Eficientizare din toate punctele de vedere și nu trebuie să uităm acest lucru. 1.5-ul era motorul ce oferea un echilibru între sportivitate și consum redus, iar pentru diesel, vestitul 2.0 era încă pe metereze, dezvoltând 115, 150 sau chiar 200 cai putere în Golf 8 GTD. Pentru cei care voiau un plug-in hybrid, aveau varianta 1.4 e-hybrid, 200 cai putere sau 1.4 GTE de 245, 0-100, 6,7 secunde, ambele reușind să-ți ofere circa 55 de kilometri condus pur electric. În comunicatul de presă pentru Golf 8 GTI, germanii dau următoarea statistică interesantă. Un Volkswagen modern conține de 10 ori mai mult software decât un telefon mobil contemporan. Din nou, germanii comunicau ceea ce considerau ei că doresc tinerii să audă. Aceiași tineri care, în America cel puțin, doreau din ce în ce mai puțin să conducă. Prin urmare, n-ar trebui să ne mire că la faceliftul din 2024, Golf 8.5 GTI nu mai vine cu cutie manuală, singura opțiune fiind DSG-ul cu 7 trepte. GTI-ul dezvolta mai multe putere ca oricând, 245 cai putere, 100 în 6,4 secunde în varianta cu cutie manuală. Golf 8 GTI cu cutie manuală era mai rapid până la 100 decât Golf 4 R32 cu DSG. Atât de mult reușise Volkswagen să evolueze această rețetă. O mașină sport aparent simplă, cu 2.0 turbo și tracțiune în față, cu cutie manuală în 6 trepte, era mai rapidă decât monstrulețul cu tracțiune integrală VR6 de 3.2 litri și cutia dublu ambreiaj și a schimbat lumea. Golf 8 GTI răspundea un pic mai bine pe viraje și sistemul VAQ era acum în echiparea standard. Să nu uităm că acum nu mai exista o variantă în 3 uși, astfel că până și varianta Club Sport prezenta 5 uși. Club Sport oferea 300 cai putere la puntea față din același motor EA888 generația 4, iar accelerația era de 5,6 secunde, mașina fiind disponibilă doar cu DSG. În continuare, Golf R venea atât în variantă hatchback cât și break, ambele utilizând același 2.0 turbo,
care acum dezvolta 320 cai putere. Pentru că trebuia să fie cool, la fel ca Focus RS, Golf R venea acum cu o setare Drift Mode. Nu era nimic ieșit din comun, ca la Ford, dar era un mod ce te lăsa să aluneci un pic mai mult cu Golful tău cu tracțiune integrală, care nu-și dorea nimic altceva decât aderență. Golf R avea în premieră și un mod Nürburgring, iar varianta aniversară Golf R 20 de ani producea 333 cai putere, atingând suta în 4,6 secunde. Deci toate motoarele erau în 3 sau 4 cilindri, toate aveau turbină și diferite grade de hibridizare și e-Golf nu mai exista, întrucât fusese înlocuit de ID3. De curând am început să auzim șoapte din Wolfsburg că de fapt ID3 nu a fost așa un succes, așa că va înceta să existe, iar Golful electric va reveni la generația a noua. Dieselurile de pe Golf 8 erau mai curate ca oricând, eliminând cu 80% mai multe emisii de oxizi de azot față de dieselurile de pe Golf 7. Deși interiorul și exteriorul mașinii te-ar fi făcut să crezi că Golf 8 era o revoluție, adevărul e că acest model a fost un moment de respiro pentru germani. Au evoluat tehnologii pe care le aveau, au implementat cu mai mult sau mai puțin succes o interfață menită să-ți fure ochii când te urcai în habitaclu și au făcut în așa fel încât cumpărătorii să fie în continuare mulțumiți de Golf, dar nimic ieși din comun. Golf 8.5 a venit cu ChatGPT integrat, nimeni nu ceruse așa ceva, dar germanii au făcut asta pentru că știau că și alți producători vor implementa sistemul. Faceliftul a adus pentru prima dată sigla iluminată, dorind astfel să sărbătorească aniversarea de 50 de ani a bătrânului Golf. Peste 37 de milioane de Golfuri au ieșit de pe linia de producție până în 2024, dar unele generații au avut mai mult succes, altele mai puțin. Cred că Golf 8 nu este una dintre cele mai impresionante generații ale acestui model, dar un lucru ne-a învățat Volkswagen de-a lungul timpului. Germanii întotdeauna se întorc în forță. Volkswagen nu se va opri niciodată, iar Golful nu va înceta să fie unul dintre cei mai importanți cai de tracțiune ai acestui constructor. Și, așa cum ați aflat pe parcursul acestui clip, Techstar va continua să ofere echipamente de frânare pentru cel mai popular model din istoria Volkswagen. A făcut-o pentru toate generațiile Golf, o va face și de acum înainte. Prieteni, dacă ați rămas până la capăt, lăsați-mi în comentarii topul vostru cu generațiile preferate ale Golfului. Aș fi foarte curios să văd cum vedeți voi acest model atât de important pentru lumea auto și dacă aveți sugestii despre un alt model pe care ar trebui să-l studiez, lăsați-mi părerile voastre în comentarii. Dacă vă simțiți extrem de recunoscători pentru ce ați văzut aici, vă invit să vă abonați. E-Blog Auto este locul unde puteți vedea recenzii auto sau short-uri cu cele mai noi știri din lumea auto. Vă garantez că tot ce facem e să ne străduim căutând performanța în orice îmbunătățire incrementală, la fel ca un Volkswagen Golf. Rămâneți pe E-Blog Auto. La revedere!